salutare, dragi prieteni! Vedeți ce zi frumoasă este astăzi, iar eu, cu cea mai mare plăcere și deosebită onoare, astăzi voi vizita o altă familie, o altă omageată din orașul Fălești. Dragii noștri, mergem spre doamna Valentina, ce face o frumoasă vârstă de 60 de ani. Vă dați seama că un jubileu frumos astăzi nu o să-l petreacă de una singură, ci cu oamenii dragi care deja probabil i-a aranjat în cap de masă, iar noi venim aici să aducem prezența altor oameni care, din păcate, nu vor sta azi cu dumneavoastră la masă, însă vor veni prin noi, prin echipa Surprize la tine acasă, virtual, să-i aducă astăzi un la mulți ani din suflet, să-i spună astăzi cele mai sincere urări de sănătate și un dor enorm vine astăzi din Germania, de la frații cu surorile plecate, spre cea mai scumpă, cea mai dragă, sora omageată, doamna Valentina. Haideți cu noi! Așa. Noi vă salutăm cu mare drag și la dumneavoastră în casă. Surpriză la tine, acasă ne numim. Și sunt Olesia Paladi. Am astăzi o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. Am astăzi niște emoții frumoase care tind cu tot din adinsul și cu toată stima față de dumneavoastră să vi le transmit astăzi când sunteți omageată, astăzi când ați adunat oameni dragi în cap de masă, astăzi când vrem să vă facem să plângeți de bucurie și cred că nu e departe acel moment, căci lacrimile deja poposesc în ochii omageatei noastre. Și noi, din suflet și cu tot dragul, vrem să vă întrebăm dacă dumneavoastră intuiți despre cine este vorba. Și cine ne-a organizat astăzi atât de frumos pentru dumneavoastră să vă aducem bucuria și surpriza chiar acasă la dumneavoastră. Așa. Am înțeles de la cineva că sunteți mai mulți, frate și surori. Așa. Și mai am așa informații că sunteți câțiva aici, câțiva plecați. Așa. Dacă i-ați numit dumneavoastră frații și surorile, nu vreau să vă mai chinui prea mult, văd că lacrimile vă copleșesc și dacă vă mai dau o întrebare, plângeți până la final. Așa, deci eu o să vă zic că cei frați care nu sunt lângă dumneavoastră, cei frați care sunt plecați departe în Germania, astăzi se organizează frumos împreună cu cumnatele, adică frații dumneavoastră cu familiile dânșilor. Se organizează frumos din depărtare pentru dumneavoastră cu această surpriză frumoasă, cu aceste emoții frumoase, bătându-vă la ușă, la sărbătoarea frumoasă a dumneavoastră, prin noi, virtual, să fie și ei astăzi lângă dumneavoastră, măcar așa, printr-o surpriză, prin emoții, prin lacrimi de fericire și prin acest la mulți ani care vi-l strigă astăzi împreună, de departe, pentru dumneavoastră, sora dragă, la un jubileu frumos de 60 de ani. La mulți ani din suflet, avem această tortă pentru dumneavoastră. Deci, cred că următorul dar din partea dânșilor să fie o floare, pentru că venim la o doamnă, venim la o frumoasă doamnă și la o omageată doamnă și nu poate să lipsească florile frumoase de sărbătoare. Deci astăzi și întotdeauna le meritați pe deplin, că sunteți suflet drag, sunteți om gingaș, sunteți femeie și femeia merită nu doar la sărbători flori și atenție, merită întotdeauna. Dar astăzi este o zi mai specială decât celelalte a dumneavoastră, deoarece sunteți omageată. Și cei care au avut posibilitatea să vă deschidă ușa, au făcut-o. Iar cei care nu pot, că sunt departe, o fac prin noi. Deci cu mare drag întindeți brațele și vă luați meritatul. Așa, ghivici cu flori. Nu uitați vârsta dumneavoastră frumoasă și atât de mare și atât de meritată. Noi vă aducem în dar și aceste baloane frumoase, simbolul vârstei dumneavoastră de 60 de ani, la fel din partea dânșilor, la fel cu atâta drag și dor, să vă spună și prin ele că vă iubesc și vă urează o viață foarte mare, foarte lungă. Iar greul de viața dumneavoastră să lăsați să se ridice în sus, cum se ridică aceste baloane. După care să vă lase liniștită, cu emoții frumoase și fericite, iar ele să zboare departe de dumneavoastră. Fiindcă meritați tot ce e mai bun, tot ce e mai frumos în viața asta. La mulți ani! La mulți ani! Și dumneavoastră! Și cu mare drag întotdeauna!
Și finalizăm emoțiile frumoase și darurile noastre cu această sticlă de spumant. Cu siguranță la masa de sărbătoare ea va prinde bine. Au vrut ei din suflet să o deschideți, să ciocniți paharele în sănătatea dumneavoastră și cu gândul și inima și sufletul să-i chemați aici pe ei, la masa frumoasă de sărbătoare, probabil cum o făceați de obicei, când erați cu toți acasă, când erați cu toți împreună, când vă puteați îmbrățișa, când vă puteați felicita față în față, dar asta sunt timpurile de acum și asta au venit vremurile ca oamenii dragi să plece departe, iar alți oameni dragi să rămână aici acasă, să aștepte, să ducă dorul, dar vedeți că sunt frumoase momentele când cei dragi de departe, nu vreau să zic că și-aduc aminte, că ei nu uită niciodată, dar organizează emoții frumoase, vor să se afirme în fața dumneavoastră și vor să vă spună încă o dată că vă iubesc nespus de mult și să nu lăsați niciodată gândul să vă apese pe suflet că dacă sunt departe sau înstrăinat, niciodată și nici când. La mulți ani din suflet! Mulțumesc mult! Da, Doamne, toată lumea să fie sănătoasă și vă le transmit salutări și le mulțumesc din suflet pentru cadou care mi-a făcut. Să fiți sănătoasă, nu? Să știți că m-a rugat din suflet. Să vă transmit foarte multă sănătate, ceea ce vă urează ei din tot sufletul, în primul rând. Să fiți om cu sufletul deschis, cum ați fost o viață întreagă. Să păstrați în sufletul dumneavoastră bunătate, credință, putere. Putere de a învinge toate greutățile vieții, căci viața este grea, căci viața este anevoioasă. Dar totodată, știind că sunteți înconjurată de oameni dragi, știind că aveți frați și surori, știind că sunteți iubită și apreciată, viața devine frumoasă. Căci probabil de aceea Dumnezeu ne-a dat oamenii dragi să ne susținem unii pe alții, să ne încurajăm, să sărbătorim, iar când este greu să ne dăm o mână și să ne tragem unul după altul. Și atunci când sunt frații și surorile, și atunci când sunt și părinți și sunt, nu știu, fiecare om drag păstrează în suflet pe altul om drag. Eu nu știu la dumneavoastră în suflet cine au rămas. Dar dacă sunt încă frații și surorile, sunteți un om fericit. Dacă sunteți iubită de frați și surori, sunteți fericiți. Păstrați amintirea anilor care ați copilărit împreună, anii care ați zâmbit împreună, anii care v-ați bucurat împreună, păstrați în suflet și în inimă. Și lăsați ca chipurile dumneavoastră, dacă se trec în ani, sufletul dumneavoastră să rămână mereu tânăr, frumos, cuprins de dragostea anilor când ați fost împreună. Noi vă spunem și noi din suflet, la mulți ani, ne bucurăm de faptul că ni s-a oferit ocazia și plăcere anume nouă să venim spre dumneavoastră, să vă batem în ușă, să plângem împreună de fericire și dacă am reușit să plângem de fericire, înseamnă că deja este un plus, că frații și surorile dumneavoastră, cei care vă organizează frumoasă surpriză, au reușit să vă bucure astăzi. Și ca la final din suflet, dacă îmi permiteți, toate că dumneavoastră v-ați dat seama deja din partea cui venim și cine sunt oamenii care contribuie la frumoasă sărbătoare, eu totuși vreau să le dau și numele. Și totuși vreau ca în sufletul dumneavoastră fiecare nume să răspolească un fior. Un fior de dragoste de frați, un fior de dragoste de dor, un fior de dragoste de sărbătoare. Deci acești oameni dragi pentru dumneavoastră care organizează frumoasă sărbătoare sunt Valentina, Gheorghe, Oleg, Mariana, Angela și David. La mulți ani din suflet și aveți, să aveți o zi cât mai frumoasă și reușită astăzi. Mulțumesc mult! Sănătate și ei sănătoși, dumneavoastră la fel, să faceți așa cadouri, surprize și să bucurați lumea. Mulțumim din suflet! Mulțumim că ne-ați primit, mulțumim că ați împărțit cu noi emoții frumoase și sănătate tuturor și celor plecați și celor ce sunt aici. Sănătate mult! Fieți cu surpriză pe om! Avem o surioară și când mă gândesc la ea îmi râde. Ca sora cei mai mari să ne prânească, să ne întâlnească tot timpul. Și toată vremea așa, prinitoare și să ai bucurii de la băieți, dar Doamne și o soacră mare, să ai nepoțăi, să te bucuri și să te mată și de bărbat și înconjurată numai de prieteni adevărați. Și cât viața ne-o încerca,